Alex are 11 ani și este cel mai mare din cei 4 frați ai familiei Pălărie. Îi place să meargă la școală și învață bine. Așteaptă cu nerăbdare să vină Crăciunul, chiar dacă știe că moșul nu vine încărcat de daruri. I-a scris și o scrisoare, care va ajunge alături de altele la sediul Asociației Vasiliada, acolo unde oamenii care vor să facă o faptă bună sunt așteptați să îndeplinească dorințele mărunte ale unor copii mai puțin norocoși. Ce-ți dorești tu de Moș Crăciun? O mașinuță. Și ce dulciuri atât. Altceva nu-ți dorești? Și în ce hăinuțe. Mai ai încă 3 frățiori acolo care stau în spatele tău. Da. Faceți bradul? Da, facem. Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? O sărbătoare mare. De ce? De ce e mare? Că vine Moș Crăciun, sărbătorim. Acum n-aveți curent. N-avem. Nu e prea frig. Este. Ce să facem? Cei 6 membri ai familiei trebuie să se descurce cum pot cu 700 de lei pe lună. Curent electric nu au de 2 ani de zile din cauza datoriilor acumulate, dar tatăl copiilor nu se plânge. Îi mulțumește lui Dumnezeu care are copiii sănătoși și spune că sărbătoarea Crăciunului este sfântă. Moșul a venit mereu la copii, chiar dacă sacul nu a fost așa plin. Eu să mulțumesc sufletește copiii, că normal e bucurie aici. E mai greu de întreținut, adică de întreținut. De acum să măresc, să duc la Craiova, să duc la școală pe undeva, e mai greu. Dar oricum, eu sunt mulțumit, oricum. Sunt mulțumit. Vă descurcați greu? Da, ne descurcăm foarte greu. Foarte, adică greu, asta este. Nu mâncăm, domnește tot timpul, dar care este, nu am o problemă niciodată cu ei, nu sunt pretențioși. Una, al doilea, mi-au fost sănătoși, mai era să mai întâmplă sărăceasă, dar este un altceva nou. Brăduțul faceți? Îl facem, dar facem. Mai sărăcuți, dar facem. În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația Vasiliada încearcă să ofere bucurie unor copii mai puțin norocoși, prin intermediul campaniei Să le dăruim Crăciunul. În cadrul campaniei umanitare Să le dăruim Crăciunul, Asociația Vasiliada, ONG, aflat sub patronajul Mitropoliei Olteniei, a încurajat 500 de copii să scrie scrisori către Moș Crăciun, care vor le promite că anul acesta va veni cu cadouri prin intermediul persoanelor generoase care vor intra în posesia scrisorilor aflate la sediul Asociației Vasiliada, oferind bucuria unui dar cu prilejul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului. Noi, împreună cu Asociația Vasiliada, vrem să le dăruim niște pachete de Crăciun și chiar și biserica în ziua de Crăciun vrem să invităm pe copiii din comună să vină la biserică și după slujbă vrem să le dăm niște cadouri. E important să simtă și ei spiritul. E important să simtă și spiritul Crăciunului, sărbătorilor. Campania Să le dăruim Crăciunul se adresează persoanelor fizice care pot solicita Asociației Vasiliada una dintre sutele de scrisori scrise pentru Moș Crăciun de copiii aflați în dificultate, pentru a oferi bucuria unui dar în ajunul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului, dar și persoanelor juridice care pot sponsoriza această campanie.